Ediția Princeps a Bibliei de la București, tipărită în 1688, poate fi admirată până sâmbătă, 22 octombrie, în cadrul expoziției De la Țepeș la Brâncuș, 5 secole de istorie și cultură în spațiul românesc. Expoziția este organizată la Arcub, Hanul Gabroveni, în contextul împlinirii a 563 de ani de la prima atestare a capitalei și face parte din seria de evenimente Zilele Bucureștiului. Publicul bucureștean este invitat să descopere până în 22 octombrie exponate importante despre istoria orașului. Expoziția De la Arcub, Hanul Gabroveni prezintă ediția Princeps a Bibliei de la București, a Evangheliei greco-române de la București, editată și tipărită de Sfântul Antimi Vireanul în anul 1693, în tipografia Mitropoliei din București, sub patronajul Sfântului Constantin Brâncoveanu, și ediția Princeps a Noului Testament de la București din 1703. Din perspectiva cărților care există în expoziție, sunt câteva nume care sunt practic reprezentative pentru ceea ce înseamnă istoria tipăriturii în țările române. Aș putea să exemplific o evanghelie tipărită pe vremea lui Petru Movilă, la Iov, început de secol XVII. Avem cazania ale lui Varlam, faimosul mitropolit al Moldovei, 1643. Și nu în ultimul rând, Biblia de la București, 1688, tipărită pe vremea lui Cantacuzino. Practic este pentru prima oară când Biblia este tipărită integral în limba română cu alfabet chirilic. Și mai sunt și alte cărți importante, evident, Îndreptarea legii, Evanghelia de la Mănăstirea Deal, 1644, Îndreptarea legii, 1652, continuă și cu Antimi Vireanul și, evident, putem să ajungem până în zilele noastre, început de secol XIX. În cadrul expoziției, vizitatorii pot vedea și documente, precum și fotografii ale casei regale românești.